Bună tuturor! Prefer această atmosferă de penumbră pentru live-ul de astăzi. O să îl fac cu titlu particular ca răspuns pentru Don Remus, unul dintre comentatorii obișnuiți ai acestui videoblog. Și care la unul dintre materialele pe care le-am făcut a venit cu o idee, cu un text pe care mi l-a și comunicat în privat. Textul dânsului se numește Revoluție civilizațională. Practic, dânsul explorează posibilitățile, modalitățile de a schimba mentalitatea la nivelul familiilor, astfel încât omenirea să aibă un parcurs mult mai bun, să eliminăm o parte din lucrurile rele care ne fac să suferim și care fac lumea un loc nedrept și injust. Ar trebui în primul rând să spun că chiar dacă nu sunt de acord cu ideile domnului Remus, mă bucură faptul că există și alți oameni care caută astfel de soluții și care mai ales explorează schimbările de rol, schimbările de paradigmă și încearcă să iasă din mentalitățile clasice pe care noi le-am moștenit ca societate. Acestea fiind zise, o să vă descriu foarte pe scurt în ceea ce constă ideea pe care domnul Remus o aduce nouă. El spune că pornește de la o teorie, părerea mea este neadevărată, nici măcar în general, că dragostea ar dura 3 ani. Știți că e vorba aceea, dragostea durează doar 3 ani. Și că în acei 3 ani de viață conjugală împreună se nasc copii. Și că după ce această dragoste se destramă, copiii ar trebui să crească unii cu mama, alții cu tatăl. Și el vine cu teoria că familiile ar trebui să se împartă pe linie maternă și paternă într-un fel de grupurile de masculi și grupurile de femele, exact ca la animale. Uneori există genul ăsta de împărțire. Genul acesta de comportament social a fost întâlnit mai ales la maimuțe, unde femelele se ocupă de așa, masculii de elementul masculin. Și că genul acesta de educație pe grupuri, în care de la vârsta de 2 ani încolo copilul, în funcție de sex, ar urmea să fie preluat și crescut de către un anumit grup, ar fi de natură să aducă mai multe beneficii decât relațiile monogame clasice, alcătuite dintr-un bărbat și o femeie. Spuneam că nu sunt de acord cu această teorie. Mi se pare la fel de crudă ca și cea din serialul Moonhaven. V-am mai spus de el, este făcut de Apple. Undeva în viitor se face un experiment social undeva pe lună, se creează o colonie ca un fel de paradis cu ajutorul tehnologiei, care ajunsese la un nivel foarte înalt, avansat. Și societatea era coordonată de un calculator de inteligență artificială care observa fiecare membru al comunității și crea diferite experimente și modele comportamentale. Și concluzia pe care a tras-o acea inteligență artificială, cel puțin aici s-a terminat primul sezon, era că oamenii, datorită afilierii la rudenia de sânge, își vor face mereu grupuri bazate pe acest tip de rudenie, pe rudenia sangvină.
și că neamurile și legăturile de sânge dintre oameni vor crea mereu inechități sociale și vor crea tabere și diviziuni care în final vor sfâșia țesătura societății, producând toate acele războaie, vărsări de sânge, etc. Cumva s-a găsit sursa răului în identitatea aceasta genetică, în continuitatea genetică a oamenilor. Și continuitate de familie. Și ceea ce propune filmul respectiv era ca oamenii de la o anumită vârstă, copiii să le fie luați sau să-i dea de bună voie, hai să îndulcim pastila, și să fie crescuți într-un mediu, adică de către o altă familie, să se facă un fel de permutări aparent aleatorii de copii, astfel încât nimeni să nu știe pe al cui copil îl crește și astfel toate aceste familii să nu poți să-ți vezi copilul decât la naștere și la moarte. Asta era singura concesie făcută ideii de legătură de sânge. Și că în astfel, în acest mod, sentimentul de apartenență crește ca și apartenență la comunitate în detrimentul familiei. Asta era logica filmului și că astfel se creează o uniune și o unitate de grup mult mai mare decât și care transcende această aderență la familie, la familia în general. Aici eu aș contrazice această teorie. S-au văzut foarte multe cazuri în care atașamentul, de fapt atașamentul nu ține de sânge, atașamentul ține de obișnuințe și de legăturile afective pe care le creăm cu mediul, inclusiv cu oamenii. Și atunci chiar nu mai contează familia de sânge dacă ești adoptat, în condițiile în care tu ești până la urmă copilul care ai creat o legătură afectivă, emoțională cu părinții tăi, chiar și adoptivi. Similar, părintele adoptiv se poate atașa de copil și nu-i mai pasă dacă este legătură sau nu de sânge. Deci și teoria din filmul Moon Heaven este una fantezistă și care nu ține cont de realitățile sociale concrete, umane. Și denotă o naivitate din partea regizorului și o lipsă de cunoaștere a sufletului omenesc. Însă, pe partea cealaltă, acest domn care mi-a scris și m-a contactat, Remus vine cu această idee că copiii fiind crescuți masculii de către mascul, femelele de către femele, se va ajunge la un soi de sistem în care vor fi eradicate prostituția, sarcinile dorite, avorturile, copiii abandonați, poile cu transmitere sexuală, nu vor mai exista gelozie. Evident că nu vor mai exista nici familii, că el vede un sistem în care familiile să permuteze, adică după ce trec acei trei ani în care dragostea dispare, cum spune dânsul, e musai să faci un switch și să cauți alți parteneri cu care să faci alți copii și tot așa, un fel de nebunie. Și copiii, în funcție de sex, să rămână în tribul tău, masculin sau feminin. Ideea, de ce spun că este aiuristică și nu are nicio legătură cu viața reală? Pentru că, în realitate, iubirea ține mai mult de 3 ani. În primii 3 ani, cred că abia aștept să te cunoști. Abia reușești să te cunoști, abia cu celălalt. Abia reușești să aprofundezi relația la un nivel dincolo de aparențele inițiale. Evident, uneori s-ar putea să-ți placă ce descoperi, alteori nu. Însă pentru oamenii norocoși care au ales bine și au o relație de cuplu cu persoana iubită potrivită, o astfel de permutare este ilogică și împotriva naturii lor. În realitate, suntem făcuți să trăim toată viața într-o relație monogamă, dacă acea relație este relația potrivită.
Evident, o să vină cei care sunt cu poligamia, poliandria, cu relațiile acelea multiamoroase, cu familiile cu mai mulți membri și o să spună că nu este adevărat, că s-au scris cărți, că psihologii spun că de fapt natura noastră este una bezmetică și așa. Eu vă spun că atunci când doi oameni se iubesc și creează un cuplu, se creează și un suflet al acelui cuplu, un suflet care este întreținut și hrănit de această iubire reciprocă, de această împlinire pe care fiecare o aduce celuilalt. Aș putea să intru în foarte multe detalii de ce dragostea, și să explic de ce dragostea nu moare după primii 3 ani. Acolo unde ea moare după primii 3 ani, atât o să spun o simplă concluzie, e posibil ca ea să nu fie existat niciodată. Adică o relație de iubire autentică este o relație în care nu confunzi pasiunea sexului cu iubirea. Iar chestia asta trebuie să vă dea de gândit cei care spuneți că după 3 ani iubirea moare. Înseamnă că ea n-a existat încă de la început și v-ați autoiluzionat și v-a luat 3 ani de zile ca să vă dați seama. Asta este explicația mea. Apoi, în ceea ce, de fapt, principalul argument pe care aș vrea să-l aduc împotriva ideii pe care domnul Remus o promovează este aceea că copiii în dezvoltarea lor au nevoie și de mamă și de tată. Chestia asta se vede foarte mult la separarea copiilor de părinți, în urma divorțurilor, în urma unor pierderi, decese, etc. Copiii care cresc fără mamă sau fără tată se dezvoltă mai greu pe zona aceea de echilibru între femeia interioară și bărbatul interior, știți? Adică fiecare părinte îți oferă un model comportamental distinct și de asta nu sunt bune nici familiile de părinți de același sex, deși chiar și acolo, într-un mod natural, ca să spunem, chiar și în condiții nenaturale, într-un mod natural, într-un cuplu, unul tinde să ia o atitudine submisivă și celălalt o atitudine dominatoare, adică de tip masculin-feminin. Deci chiar și mă uitam chiar și când am fost la Nisipurile de Aur în weekendul trecut, am băut cât un cocktail la un bar și împreună cu nevastă mea și în timp ce ne uitam la dansatoarele care sau pe mese, în fine, animatoare, lângă noi s-a așezat un cuplu de lesbiene. Însă s-a văzut clar din atitudinea lor care este cea care și-a asumat rolul de mascul și care a fost cea care și-a asumat rolul de femelă. Oricât de mult și-ar dori inclusiv homosexualii bărbați să fie doar amândoi doar masculi sau amândoi doar femele, n-o să vezi în general două transexuale, doi bărbați transexuali care imită femeile având o relație între ei ca transexuali. Întotdeauna ei vor avea o relație cu un bărbat care își asumă rolul de mascul. Cu alte cuvinte, nici măcar cuplurile de același sex nu pot evada din acest principiu al naturii, din această lege a polarității, care ea este singura de natură să creeze acea tensiune amoroasă, acea tensiune de cuplu, acel gen de dinamism care este propriu yin-ului și yang-ului, daoismului, cum vreți să-i spuneți, acestei filozofii a masculinului și femininului. Deci chiar și cei care falsifică natura încearcă să o înșele, traversând genul, barierele de gen, făcând tot felul de inovații, nu pot scăpa de această zonă de dominație a legilor principiale ale naturii, masculin și feminin. Evident că acum s-a trecut la nivelul următor și se încearcă prin fluidizările de gen, prin genul acela de
personalitatea androginală, care nu e nici bărbat, nici femeie, așa numit un non-binarism, să se creeze o nouă modă și un nou stil, care însă din fericire nu prinde. Și de ce spun că nu prinde? Pentru că genul ăsta neutru, cam cum sunt telefoanele iPhone sau laptopurile Apple, care au o formă elegantă, dar n-au nici personalitate masculină, nici feminină, deci sunt neutre, nu prea prind, adică nu atrag prin contrast ceva de același de sens opus. Ori natura are exact acest principiu al atragerii prin contrarii, care de obicei funcționează. Ei, imaginați-vă ce dezastru ar fi pentru un copil să fie crescut doar de bărbați, doar de femei, în funcție de genul lui, și să aibă acest gol imens al modelului de sex opus. Până și în școlile publice sau așa numitele școli de pension, cum erau pe vremuri, în care bărbații erau educați în școlile de băieți, iar fetele la pensioanele de fete, exista acest gen de cum să spun eu, tensiune polară, adică ei nu erau rupți de familie, existau persoane de gen masculin sau feminin în acele zone și existau aceste modele comportamentale pe care puteau să le preia. De asta spun că acest gen de utopie pe care o propune acest domn nu funcționează și este împotriva firii omenești, care își dorește, dacă se poate, visul omului este dragostea eternă, da? Să rămânem împreună până când moartea ne va despărți. Astea sunt jurămintele de iubire, astea le găsim în toate cântecele, în toate melodiile. Asta ne dorim, să iubim și să fim iubiți pentru totdeauna, dacă se poate. Să avem această certitudine, această siguranță a unicului lucru care este neschimbător în lumea noastră, iubire. Ori, în lipsa iubirii, lucrurile nu funcționează, adică nu avem acest dinamism social. Iubirea constituie baza societății. Dacă înțelegem acest lucru, chiar dacă ea nu țipă, ea nu se arată, nu se exhibă, nu face valuri. Însă, după cantitatea de iubire pe care membrii unei societăți o manifestă unii față de alții, fie că e vorba de cuplu, fie că e vorba de relația dintre părinte și copil sau dintre bunici și nepoți, orice tip de relație, că este familială, conjuncturală, de prietenie, de, nu știu, de colegialitate, în funcție de gradul de iubire putem calcula măsura. Deci măsura dragostei este cea care dă măsura civilizațională a societății. Foarte mulți oameni ignoră acest principiu al iubirii și nu realizează că, de fapt, în lipsa iubirii, știți cum e, cum spunea apostolul Pavel, dacă dragoste nimic nu e, nimic nu e. Adică în lipsa dragostei redevenim animale, dar chiar și la animale regăsim gesturi de afecțiune. Chiar și animalele au empatie și reacționează la suferința celorlalte și caută să preîntâmpine. Deci au acest principiu de a fugi de suferință și de a alerga după bucurie și fericire, care e un principiu, noi spunem, uman. Deci chestiunea este destul de complexă și nu poate fi redusă la niște permutări, la niște reguli rigide de inginerie socială, pentru că asta este inginerie socială. Așa cum gândesc neomarxiștii viitorul în care copiii să nu mai fie crescuți de părinți, ci doar în fel de creșe colective, au preluat ideea de la comuniști. Statul să preia integral rolul educațional al copilului, astfel încât copiii să fie rupți de familia lor de bază
și să devină niște buni cetățeni, niște albine silitoare ale societății viitorului. Lucrurile astea nu se pot întâmpla. De ce? Pentru că până la urmă, relația personală este cea care ne face să fim umani. Relații personale, directe, și cred că lucrul ăsta reiese și narațiunea, din filmul Minunata lume nouă. Dacă ați văzut Minunata lume nouă, ecranizarea foarte drăguț făcută, ultima, cred că prin 2018 a fost făcut. Cred că ați vedea acolo, după romanul Huxley. O să vedeți că singurul mod în care puteau să acopere acest gol al relațiilor personale, membrii acelei societăți, așa zis, moderne, erau acele pastile de soma, în fond niște droguri care le acoperea necesitatea afecțiunii. Ori, eu cred că încă nu s-a inventat încă drogul acela care să creeze un substitut pentru tot ceea ce înseamnă compasiune, iubire, duioșie, gingășie, bucuria apropierii, intimitatea aceasta a traiului în comun, lucruri care să știți că oricât de mult le-am ocoli, ele totuși sunt cele care oferă sarea aceasta, sarea în bucate, da? Bucuria vieții. Fără ele, nu știu unde am putea spune că găsim prea multă bucurie. Doar dacă suntem niște asceți, niște ființe care trăiesc singure în vârf de munte. Până și călugării la mănăstire au această iubire frățească, nu mă refer la cazuri patologice, ci la chiar această iubire frățească duhovnicească, unii față de alții. Deci cam asta este concluzia pe care o trag și am simțit nevoia să dau acest răspuns, pentru că mi-ar fi luat mult mai mult timp să scriu domnului Remus. Și pe de altă parte și tema mi s-a părut interesantă și o temă de plecare pentru foarte multe alte idei. Acestea fiind spuse, mă întorc la treabă și vă urez o zi minunată.